Cristo, jovem se o serviço faça do Brasil nosso, e este neste ano que este até noi. Bună seara și bine ați venit la seara închinată martirilor răscoveni. Am început, am deschis această seară slujba, o parte din slujba martirilor răscoveni, de fapt de corul Nectarie Protopsaltul. Un cor care cred că vă este cunoscut, avea ființă în anul 2001 la inițiativa unor tineri muzicieni și teologi, din dorința de a face mai cunoscută muzica psaltică, păstrată în tradiția Bisericii Ortodoxe ca jertfă, slavă și mulțumirea Darului Dumnezeu. Numele grupului este ales pentru pomenirea cuviosului Nectarie Schimonacul, unul dintre cei mai de seamă cântăreți români de la Muntele Albos din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Membrii grupului sunt cântăreți cu o bogată experiență la strana Bisericii, cei mai mulți dintre ei fiind studenți sau absolvenți de ai Facultății de Teologie sau ai Universității Naționale de Muzică din București. Au numeroase participări, au de asemenea, s-au alăturat în câteva rânduri cântăreților de la Sfântul Munte Athos, la invitația monahilor de la Mănăstirea Vadopeți, Chitul Lacu, au susținut concerte cu ocazia mai multor evenimente, precum Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași, Festivalul de Muzică Veche București, Festivalul Argeus, Târgul Meșterilor Crucești și așa mai departe. Este un grup condus de domnul profesor Sabin Preda, de la Facultatea noastră de Teologie și le mulțumim pentru acest început al unei privegheri care este în cinstea martirilor răscoveni. De ce această seară în cinstea martirilor răscoveni? De fapt, este această seară deschide o serie închinată martirilor răscoveni, pentru că anul acesta, după cum bine știm, se împlinesc 300 de ani de la jertfa martirilor răscoveni. De altfel este și dedicat anul acesta omagierii Sfinților Brâncoveni. Ce urmărim prin aceste seri? Urmărim, așa cum ne învață voievodul Constantin Brâncovean, urmărim să ne păstrăm sufletul, pentru că îndemnul voievodului martir Constantin Brâncovean către fiii săi a fost să-și păstreze sufletul după ce au pierdut totul. Trebuie să spunem că voievodul Constantin Brâncoveanu a fost împodobit, așa cum ne arată istoricii, cu învățătură, dar a fost profund rădăcinat în spiritualitatea creștină ortodoxă, a îngrijit țara cu adâncă pricepere și înaltă priveghere, cu blândețe, cu răbdare, cu înțelepciune și multă bunăvoință. În același timp, Brâncoveanu se știe că este ctitor de artă și cultură românească, stilul brâncovenesc, care este specific perioadei sale. Academia Domnească, Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Mănăstirea Horez, Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta, Brașov, Palatul Mocușaia. De asemenea, Constantin Brâncoveanu este și cel care a întărit cultura prin tipărituri, a avut, e adevărat, un distins mitropolit pe Antimii Vireanu, tipăriturile cu cărțile de cult și apoi tipărirea cărților de cult nu numai în limba neamului său, dar și în limba greacă, în limba slavă, în limba georgiană, în limba arabă, în limba siriană. Toate acestea arată faptul că voievodul Constantin Brâncoveanu a avut o profundă conștiință a ceea pe care a avut-o la un moment dat Mazirei Bizantin de a ocroti credința creștină ortodoxă. Ceea ce rămâne din testamentul martirilor brâncoveni. Doar atât. Mă voi referi la icoana martirilor doar. Numai în cămăști, istoviți de suferințe și dureri, legați cu lanțuri, cu capetele descoperite și desfunți,
Mărturisitorii într-un Hristos au fost aduși în fața sultanului Ahmed. La cererea sultanului de a renunța la creștinism, Brâncoveanu a răspuns fără reținere. De legea creștină nu mă las, pe cine am născut și am trăit, cine vreau să mor. Iar către fiii lui a rostit. Fiilor, fiți bărbați, am pierdut tot ce aveam în această lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele, să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea feței Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru. Această jertfă care rămâne pentru noi, jertfa părinții, pentru că nu este puțin lucru să-ți vezi pe fiii tăi jertfiți înaintea ta, dar, pe de altă parte, este evanghelică, pentru că, se știe, Evanghelia are în centru iubirea lui Dumnezeu, în care se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiul a dat ca tot ceea ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Multe ținuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiului belșug de suflete alese, care purul se împărtășește de neînserata lumina lui Dumnezeu. Într-o aceasta, spunea un ierarh al bisericii noastre, nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele. Din Duhul poporului român au izvorât suflete care s-au înălțat în ceata dreptilor. Din sângele lui s-au plăbădit grupuri care n-au suferit stricăciunea morții. Sub altarele lui s-au ucenicit mădurare care, prin suferință, au mărturisit puternicia Duhului într-un Hristos. Prin munții lui s-au cumplit sihaștri în lumina cuvioșirii, mistuindu-se în rugăciune, post și priveghere. Slava lui Dumnezeu pentru darurile sale, că nu ne-a rușinat în fața altor seminții, lipsindu-ne de rugători apropiați, slavă lui Dumnezeu, că și pământul țării noastre a revărsat în plășucata ploaie de har, din care s-a probonit roa cea viitoare a Sfinților noștri. În această seară avem această bucurie. Mai întâi îi mulțumim domnului Grigore Leșe pentru această prezență. A fost întrebat de ce Grigore Leșe. Domnul Grigore Leșe nu mai are nevoie de nicio prezentare, îl cunoașteți, nu numai de la Porțile Cerului, este o personalitate pe care sunt sigur mulți dintre noi am gustat din această căutare a lui Grigore Leșe. Și eu am explicat în felul următor. Grigore Leșe este cel care, asemenea patriarhului Isaac, încearcă să desfunde fântânile acestui neam. Încearcă să caute spiritul acela autentic, spiritualitatea autentică. Aceea în care fiii poporului acestuia, prin fântână care înseamnă momentul în care este descoperită, redescoperită, este curățită, descoperă, de fapt, cerul care se oglindește în aceste fântâni ale poporului român. Am putea spune că Grigore Leșe este un căutător al autenticității și ceea ce impresionează la domnia sa este faptul că are, într-adevăr, această profunzime a dimensiunii rituale a vieții. Ne va explica în această seară ce înseamnă a cânta și, de fapt, cântarea care este, de fapt, o stare doxologică. Îi mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră, alături de doamna Lidia Popița Stoicescu, care ne va vorbi, de asemenea, despre jertfa martirilor Brâncoveni, și o prezență extraordinară, deosebită, care ne umple sufletele de bucurie, este doamna Elena Morariu, care sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Doamna Elena Morariu, pe care anul trecut am admirat-o la Muzeul Țăranului Român cu expoziția Rădăcini Brâncovenești și sperăm că și anul acesta la Muzeul de Artă din București să vizităm expoziția Martirilor Brâncoveni. Este pictor, iconar, restaurator de pictură murală, a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, expoziții personale foarte multe. Noi, anul trecut, am participat cu corul Bisericii Precupeții Noi la Rădăcini Brâncovenești, la Muzeul Țăranului Român, dar are multe, multe expoziții, pictori și martiri, la Muzeul Național Cotroceni, Cetățenii Raiului, la Institutul
cultural român, Lisabona, în 2008. De asemenea, are de înger la Ministerul Culturii și Cultelor expoziția pentru cinstirea binecredeciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și alte expoziții care vedem arată preocuparea pentru această sensibilitate spirituală a poporului român. Îl invităm să ne grăiască și în același timp să exprime această dimensiune rituală a vieții pe maestrul Grigore Leșin.